Au fost momente de panică pe podul Pipera din nordul capitalei după ce un taxi aflat în mers a luat foc. În orice moment a existat riscul ca autoturismul să explodeze din cauza sistemului GPL, astfel că traficul a fost oprit total. Șoferul în vârstă de 44 de ani a scăpat ca prin minune. Bărbatul era singur în taxi atunci când a văzut că iese fum din autoturism. A oprit mașina, s-a dat jos și a sunat imediat la 112. La scurt timp după ce s-a salvat, flăcările uriașe au cuprins autoturismul. Fumul dens care s-a ridicat peste toată partea de nord a orașului a putut fi văzut de la kilometri distanță. Mai multe echipaje de poliție au asigurat zona pentru ca nimeni să nu fie rănit, în timp ce pompierii au dus o luptă contra cronometru pentru a stinge acel foc.